Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! În ediția de astăzi a emisiunii Reflector Analitic ne-am propus să discutăm despre achizițiile publice din municipiul Chișinău. Vom vedea, de fapt, care este eficiența acestora, în ce mod există și este asigurată până la urmă transparența și vom încerca să identificăm unde nu funcționează mecanismul. Toate aceste aspecte împreună cu Mariana Ambros, șef al cabinetului fracțiunii PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Stimați telespectatori, după cum v-ați obișnuit, puteți participa și dumneavoastră la emisiunea noastră, acordând întrebări prin intermediul rețelelor de socializare la tema propusă spre discuție. Spuneam ceva mai devreme că vorbim astăzi despre achizițiile publice. Pe cât de complexe sunt problemele la nivel de municipiu, dacă ne referim atât la eficiența banului public, cât și la transparența, de fapt, și corectitudinea efectuării acesteia. Doamna Ambros, vă rog. Deci, vorbind despre domeniul de valorificare a surselor bugetare la partea de cheltuieli, ne referim la cel puțin 50% din cheltuieli valorificate prin intermediul licitațiilor publice, adică a achizițiilor publice. Deci, municipalitatea achiziționează foarte divers, de la lucrări de reparație și construcție capitală până la produse alimentare, mărfuri de mică valoare și scurtă durată și, desigur, diversitatea obiectelor, lucrărilor, produselor, deci generează și o complexitate destul de mare a problemelor, inclusiv și ce ține de transparența procedurii de achiziții publice. Pe cât de eficiente sunt achizițiile publice, deci urmează să atingem mai multe subiecte. Dar vreau să mă refer la, în special la două mari anexe ale bugetului municipal. Deci anexa 13 și anexa 20, care ține anume de deci achiziția lucrărilor de construcție și reparație capitale, a lucrărilor de menținere, reparație curentă a drumurilor, deci de menținere, salubrizare deci a drumurilor, a infrastructurii transportului public, deci în general. Și aici vreau să vă zic că facem apel la niște cifre. Aceste două anexe care deci, se valorifică, da? Anexe ale bugetului municipal, aparte cheltuieli, care se valorifică deci, prin intermediul achizițiilor publice, ating la aproape 1 miliard de lei. Evident, deci, experții independenți în domeniu spun că achizițiile la nivel de municipalitate sunt deci însoțite tot mai mult de fenomenul coruptibilității, a conflictului de interese, a intereselor de clan, deci și apar mai multe rapoarte, da, în vizorul societății, precum că municipalitatea ar înregistra administrația publică locală a municipalității, deci ar înregistra abateri foarte grave la deci capitolul achiziții publice. Nu evită nici Curtea de Conturi să studieze acest aspect și în special în anul 2012 a fost efectuat deci, auditarea proceselor de achiziții publice și identificate pe tot spectrul mecanismului, atât la capitolul transparență, cât și proceduri de achiziții, abateri deci, ale normelor legale. Curtea de Conturi vorbea chiar de o cifră, deci de o valoare a achizițiilor de 330 de milioane reflectată în deci,
raportul pentru perioada 2012. Deci achiziții efectuate cu grave abateri de la normele legale. Domnule Ambros, în ultimul timp, și când zic lucrul ăsta, mă refer la ultimii ani, Direcția Învățământ din cadrul Primăriei Chișinău a fost în vizorul nostru, a reprezentanților media. Până la urmă, suntem în perioada caniculară. În câteva luni sau săptămâni chiar se vor începe reparațiile în școli și grădinițe. Vom avea sau tinde să credem, este argumentată poziția fiecăruia dintre noi a crede că va exista transparență în aceste achiziții publice? Eu vreau să vă zic că Direcția Generală Educație are norocul sau nenorocul să centralizeze, da? Deci achiziții de tot felul. Deci și cu referință la reparații capitale și deci alimentația copiilor, deci obiecte de mică valoare și scurtă durată. De la aceea, acest capitol am văzut. De aceea vreau să vă zic că procesul ăsta sau principiul ăsta de centralizare a deci achizițiilor publice și descentralizare totodată, el poartă în sine unele neajunsuri, unele neregularități. De ce? Pentru că legea este una, dar specificul achiziției pentru fiecare obiect, produs sau lucrare este diferit. Și aici, dacă ne referim la ceea ce s-a întâmplat în 2016 cu referință la alimentarea copiilor, aș spune eu, mecanismul trebuie modificat, perfecționat din talpă. Deci aici este nevoie de implicarea instituțiilor cu funcție de control a calității pentru a verifica calitatea produselor până la livrarea acestora, adică în post-contractare, în etapa de post-contractare, deci ar fi normal să fie creată la nivel municipal o comisie de experți independenți, merceologi, tehnologi în industria alimentară, deci specialiști în domeniul calității produselor alimentare, o comisie, aș spune eu, de experți independenți care să-și manifeste sau să-și execute funcțiile în mod obiectiv, da? Fără să ia parte nici subdiviziunilor CMC și nici agenților economici, care să participe și să execute funcția de control în procesul de achiziții publice. Aici este vorba de securitatea alimentară a copiilor. Deci acest lucru vreau să reamintesc că din 2009 l-am propus primarului general să atragă pentru fiecare sector o comisie din 5 persoane care să se ocupe intens de verificarea calității produselor la recepționarea acestora în etapa de post-contractare. Adică agentul economic a câștigat licitația, urmează să livreze produsele la instituțiile de învățământ. Iată aici, la această etapă, calitatea produselor merită a fi intens verificată. Cu părere de rău, acest lucru a rămas în umbră. Deci implicarea experților din domeniu nu o găsim nici în 2016, de acest fenomen al calității proaste a produselor alimentare livrate în școli și grădinițe se vorbește încă din 2007-2008. După acest scandal al produselor alterate în grădinițe, starea de lucru s-a redresat? Putem avea certitudinea că în grădinițe nu se mai consumă alimente similare? Din punct de vedere subiectiv se observă careva schimbări, pentru că totuși și agenții economici, dar și funcționarii din cadrul direcției poate sunt și mai atenți la
acest proces, da? Dar vreau să amintesc că, de fapt, funcționarii din direcția educației nu ar trebui să se ocupe de achiziții. Deci, practica internațională din domeniul administrației publice locale ne demonstrează că, deci, în implementarea sau în punerea în aplicare a mecanismului de achiziții publice lucrează o direcție specializată. Noi însă, deci eu am mai făcut apel la această problemă, deci noi însă avem o secție de achiziții publice, deci în cadrul Direcției Generale Economiei, care în loc să monitorizeze procesul de deci achiziție, de organizarea licitațiilor, deci s-a transformat într-o cancelare de înregistrare a contractelor de achiziție la nivel local și de raportare domnului viceprimar ce și când și în ce valoare s-a achiziționat. Deci probabil din punct de vedere instituțional lucrurile undeva sunt deci moi sau putrede. Spuneți-mi, vă rog, atunci când vorbim, iată, despre abateri din procesul de achiziții publice, până la urmă daunele din achiziții nu sunt atât de palpabile pentru omul de rând sau este foarte greu ca să le cuantificăm. Întrebarea mea este următoarea. Cine ar trebui să se ocupe, de fapt, de identificarea acestor nereguli și cum ar trebui să luptăm cu acest sistem destul de corupt? Pentru că s-a întâmplat în ultimii ani la nivel de municipiu și s-au soldat cu nu, poate nu e tocmai victime tot ce, termenul cel mai bun, însă daune destul de considerabile. Permiteți-mi să vin cu o contradicție în acest sens. Spuneți. Pentru că agenții economici contribuie și persoanele fizice contribuie cu mare greu la formarea bugetului. Da. Deci în țară este o criză economico-financiară profundă. Deci fiecare agent economic deci percepe acea dificultate atunci când deci și o simte, da? Deci atunci când vine momentul să deci facă transfer către bugetul local, către bugetul central. Deci, ba din contra, noi o simțim. Deci, și este, pentru, mai ales pentru agenții economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului, este totuși strigător la cer, pentru că cu, în condițiile de criză, când știi că contribui cu deci, atâta efort pentru formarea bugetului și cineva își permite să gestioneze aceste surse absolut ineficient, folosindu-se de anumite viduri ale legislației din domeniu. Și atât, cea mai des utilizată practică la nivelul municipiului Chișinău, deci este majorarea contractelor de a valorii contractelor de achiziții prin acorduri adiționale, folosindu-se de prevederile legii cu privire la achiziții publice, care prevede deci, posibilitatea de majorare a valorii cu deci, 30%. Această normă este exploatată, aș spune eu, banditește. Deci de către actuala guvernare a municipiului Chișinău. Deci mă refer la puterea executivă. Și la dumneavoastră în emisiunile anterioare am exemplificat pe reparația drumurilor că din 6 străzi care au fost reparate, doar cazul străzii Duminiuc, deci contractul de achiziție a rămas cu aceeași valoare fără a fi modificat prin acord adițional sumele. Pentru restul contractelor de achiziție au fost modificate la maxim, ale curso, deci străzile din centrul capitale cu 10 de milioane de lei. Deci practica asta și dubioasă și deci murdară, aș spune eu, să identifici neajunsul în norma legală și să te folosești în mod direct și în mod obraznic de această prevedere, pe când această prevedere este una de excepție în cazul când există fenomenul inflației galopante sau deci alte fenomene care deci duc la deci majorări de prețuri pentru unele produse sau servicii.
Doamna Ambros, eu zic că este cazul să apelăm un expert în achizițiile publice, este vorba de Ecaterina Meaun, ca să aflăm și punctul dumnei sale raportat la tema discuției, după aceea revenim în studio și continuăm cele discutate un pic mai devreme. O să rog regia ca să ne facă legătura cu doamna Meaun pentru ca să se expună și dânsa în raport cu încălcările și de fapt ceea ce se întâmplă la capitolul achiziții în municipiul Chișinău. Ziceam că vorbim despre transparență, corectitudine, vorbim despre cadrul legislativ și, în ultimă instanță vorbim despre mijloacele financiare bugetare. Haideți să vedem dacă este pe fir doamna Meaun. Se pare că avem o mică defecțiune, revenim pe parcurs în discuție cu expertul în achiziții. Doamna Ambros, până avem această legătură cu doamna Meaun, spuneți-ne, vă rog, cadrul legislativ, în ce măsură ne asigură transparența? Alo? Se pare că s-a reușit a face legătura telefonică cu expertul în domeniul achiziții. Bună ziua, bună seara, doamna Meaun! Sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, discutăm despre achizițiile publice în municipiul Chișinău și împreună cu invitata ediției, Mariana Ambros, șef al cabinetului fracțiunii PSRM în CMC, încercăm să identificăm o serie de probleme. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre achiziții, în acest context, putem plasa și noțiuni precum este transparență, corectitudine? Dacă să ne bazăm pe lege, da, legea prevede transparență, publicarea în buletinul de achizițiilor publice după anumite praguri. Dar eu nu consider că aceasta este suficientă transparență, pentru că primăria Chișinău chiar nu asigură legea transparență și nu doar primăria Chișinău. De ce? Unde nu funcționează mecanismul? Interesele la fiecare direcție, fiecare de cine se ocupă, de ce proceduri se ocupă, fiindcă chiar actual activez în partea unui operator economic, lipsă de transparență totală în cadrul procedurilor unde vrem noi să participăm, adică eu pot să vorbesc nu numai ca specialist în achiziții publice din partea agenției achiziții publice, la care am lucrat, ci din partea operatorului economic care vrem să participăm, da. Vrem să venim cu proiecte, nu este niciun acces, toate ușile sunt închise. Spuneți-ne, vă rog, cine ar trebui să identifice de fapt încălcările și cum luptăm cu fenomenul corupției în aceste achiziții publice? Nu, întrebarea cine, avem organe abilitate în țara noastră care au aparat întregi care trebuie să se ocupe de acest lucru, adică nu sunt eu cea care trebuie să dau verdictul. Fenomenul corupției există, el este știut, desigur, iarăși nu pot să vin eu cu probe să zic, uite, îmi denuiesc pe Cutărescu că a luat mită, fiindcă nu am aceste probe, dar fenomenul există. Spuneți-mi, vă rog, cadrul legislativ este bine pus la punct? Bine, dacă s-ar aplica măcar așa cum e, ar fi deja bine. Adică faptul că întotdeauna o lege poate fi ajustată, este ajustată la directivele europene, legea permite foarte multe lucruri, trebuie doar să le aplice corect. Eu consider că măcar așa, dacă s-ar aplica corect, deja ar fi bine. Spuneți-ne, vă rog, la începutul acestei emisiuni făceam referire la ceea ce s-a întâmplat în 2016, mă refer la alimentele alterate care au ajuns în grădinițe. În viziunea dumneavoastră, în calitate de expert, există motive temeinice să credem că asemenea produse astăzi nu mai avem pe masa copiilor noștri? Nu, n-aș fi atât de sigură, pentru că nu s-a schimbat nimic în mecanismul de achiziționare. Poate un pic, știți cum, cu tot scandalul acesta s-au mai scuturat, așa ca să-mi permit să zic, operatorii economici care niciodată n-au mai avut acces la acele proceduri, că uite, totuși încep să participe și au acces, dar nu sunt convinsă de faptul că nu mai ajung produse expirate, hai să nu zic alterate, pentru că nu duce totuși nimeni produse alterate. Dar hai să zicem în ultima zi de termen de expirare sau deja mai stau de la depozit sau, adică eu nu cred că asta a fost înlăturat și nu cred că asta a fost funcționat.
Ultima întrebare în cadrul acestei intervenții telefonice. Credeți că direcția învățământ este până la urmă cea abilitată cu acest drept ca să desfășoare achiziții publice? Nu ar fi fost cazul, spunea doamna Ambros ceva mai devreme, să existe un segment separat pentru desfășurarea lor? Deci este însă un segment separat. Conform legislației actuale, da, nu direcția generală este abilitată de a desfășura proceduri de achiziții, ci fiecare direcție teritorială. Da. Este, da, în funcție de achiziții. Direcția generală, dacă o face, își asumă totuși niște drepturi care o depășesc. Pentru că, conform legislației, fiecare direcție teritorială are acest drept și această obligație în mod direct. Doamna Meaune, eu vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Vă mai așteptăm și în studioul Reflector Analitic. Revenim în studioul doamna Ambros, pe marginea celor audiate. Vă rog. Ca continuitate la ceea ce a spus doamna Meaune, vreau să vă zic că nu doar cadrul legal național nu se respectă de către autoritatea executivă a municipiului Chișinău. Deci avem cazuri când achizițiile publice au fost organizate în baza regulilor BERD a finanțatorului. Deci și în paralel, în baza cadrului legal național care trebuia respectat. Deci practic achiziții reglementate din două părți. Deci la care au fost înregistrate iarăși abateri destul de serioase, care au tergiversat, da, executarea lucrărilor. Și acest lucru unde nu s-a întâmplat dacă iarăși nu la reparația drumurilor. Iată, în 2014 această procedură, da, cu referință la transparența achizițiilor publice a fost încălcată de către municipalitate, de către primăria municipiului Chișinău, oferind avantaje în licitație unei companii Delta ACM 93, unei companii românești. Comisia de experți care a evaluat această procedură au identificat și lipsă de transparență, lipsă de publicare și pe site-ul Chișinău.md și toate acestea în timp ce toți agenții economici trebuie să fie pus pe picior de egalitate. Exact. Publicarea totuși a atât a caietelor de sarcini pentru asigurarea accesului, cum spunea doamna Meaune, dar și publicarea rezultatelor, da, în post licitație, au lipsit. Ceea ce a contravenit atât normelor naționale cât și regulilor BERD. Un lucru, aș spune eu, ieșit din comun, când practic ar trebui să fie cu strictețe, da, ambele respectate, pentru că totuși nu este vorba doar de bani bugetari, dar sunt și bani împrumutați până la urmă cu un cost destul de ridicat de întreținerea acestui credit. Și totuși s-a călcat peste lege și s-a mers în interesul de grup, în interesele de clan a Partidului Liberal. Până la urmă. Da, spuneți-ne, vreau, ca să revenim un pic la epopeea din 2016. Întrebarea pe care probabil ne-ar adresa o fiecare telespectator este următoarea. A fost cineva penalizat în toată treaba asta? Pentru că, dacă e să pornim din vârful piramidii, doamna Tverdohleb, nu știu, a fost penalizată sau, din contră, a fost avansată, nu mai este în cadrul primăriei, ceilalți funcționari care s-ar făcea vinoveți de starea de lucruri au primit cel puțin o mustrare? Top managementul din cadrul Direcției Generale Educației practic nu au participat la organizarea acestor licitații scandaloase. Managementul Direcției Generale Educației este responsabil pentru metodologii și curicule în educație.
Deci sunt funcționari de nivel mediu responsabili pentru procedura de achiziție. Avem vreo demisie? Și faptul că mă întorc la, da, deci, la aspectele de monitorizare și control a procedurii, faptul că Direcția Generală Educație nu și direcțiile teritoriale nu a fost monitorizată încă de deci secția responsabilă, de secția achiziții publice, de Direcția Generală Economie, deci monitorizat și controlat acest proces trebuia ca deci să nu se ajungă la deci aceste incidente neplăcute atât pentru deci funcționari cât și pentru părinții care își duc copiii în școli și grădinițe. Și așteaptă, nivelul așteptărilor este deci însoțit de o siguranță, de o securitate în alimentație, ceea ce deci nu a fost respectat. Dacă s-ar fi executat cu strictețe, deci funcția de control a procesului, pentru că managementul deci are funcții cheie, organizarea, gestiunea, planificarea și controlul, deci toate trebuie să fie în interacțiune și să fie aplicate la timp corect și transparent. Deci până la urmă, funcționarii care de fapt nu erau responsabili au purtat răspundere și au luat asupra lor toate aceste incidente neplăcute. Și considerăm că deci aceasta este o problemă legată de managementul, imperfecțiunea managementului instituțional la nivel de primărie. Pentru că deci aceste comisii de control strict, ele trebuie formate. Dar spuneți-ne, vă rog, ne asigură cineva calitatea acestor produse care sunt achiziționate? Deci evident că ele, produsele, odată ce sunt prezente pe piață, în mod normal, ele trebuie să garanteze și o siguranță în consum. Da. Deci asta este regulă. Dar, din păcate, deci logistica comercială în Republica Moldova, infrastructura comercială în Republica Moldova, inclusiv și pentru produsele alimentare, este una slab dezvoltată. În multe cazuri, comercianții, atât cu ridicata cât și cu amănuntul, nu dispun de deci spații de păstrare, spații de comercializare care se corespund normelor și cu referință la temperatură și umiditate și deci restul condițiilor care ar trebui să asigure această calitatea mărfurilor în proces de păstrare și comercializare. Din păcate, acest fenomen există pentru că puterea slabă de cumpărare a consumatorului în Republica Moldova deci generează și probleme de infrastructură comercială destul de gravă. Vorbim și despre insuficiența controlului intern? Știți, oricât de des nu ar fi efectuate controalele, deci totuși dacă nu există condiții, deci infrastructura nu permite deci păstrarea potrivit unor norme, da, reflectate în standardele de logistică comerciale, eu nu cred că deci aceste controle intense au careva rezultate pozitive. Oricât poate deci organele cu funcții de control a calității să fie prezente acolo zilnic. Dacă nu există camera frigorifică, dacă nu există deci aerul condiționat în încăperi, și așa mai departe, și produsele, deci chiar aflându-se în perioada de... Dar deci, aceste argumente au pondere? Au greutate? Evident că da. Nu ne putem referi doar la termenul expirat al produselor. Uneori termenul care stă pe ambalaj este ok, este bine. Da, dar produsul este totuși alterat. Asta ne vorbește despre faptul că produsele sunt precar deci păstrate și comercializate în condiții da, deci contrar normelor.
Doamna Ambros, ne întoarcem totuși la achizițiile de mare valoare. Care sunt acestea la nivel de municipiu, 1, și care sunt totuși problemele legate de organizarea producerilor de achiziții și de valorificarea ulterioară a resurselor financiare bugetare? Ce te vă spuneam, că cele mai mari achiziții se fac în infrastructura drumurilor. Ne-am referit de câteva ori la valorificarea acestor credite de la BERD, BI, pentru reparația drumurilor, acolo unde au existat norme și iar norme de achiziții publice și care până la urmă, numai ce m-am referit, că nu au fost respectate. Deci, în mandatul precedent al Consiliului Municipal chiar a fost creată o comisie de evaluare a rezultatelor, deci achizițiilor efectuate la reparația drumurilor. A fost emis un raport foarte amplu, deci cu analize pe etape, în etapa pre-licitație, licitație și post-licitație. Deci, acolo unde la toate etapele au fost deci înregistrate încălcări grave de procedură, ineficiență în valorificarea surselor împrumutate, ceea ce iarăși ne costă deci dublu întreținerea creditului pe care l-am accesat de la BERD și BI, și respectiv întârziere fără de precedent la capitolul reparației a drumurilor. Pentru că toate clauzele reflectate deci în contractul de achiziții deci au suportat, da, modificări în timp datorită acestor nereguli, pentru că odată neregulile deci depistate, ele deci au fost expediate la organele de drept. Organele de drept, implicându-se, au, deci într-o măsură oricare, au stopat procesul de valorificare a surselor, de atragere a surselor, deci accesate prin împrumut de la BERD și BI. Și avem ceea ce avem. Deci ineficiența achizițiilor publice în municipiul Chișinău e chiar la ea acasă. Doamna Ambros, experții în acest domeniu semnalizează de fapt o serie de scheme, de aranjamente atunci când vorbim despre fraudare și se încearcă a enumera mai mulți factori. Unul este semnalarea multiplelor acorduri adiționale la contracte cu același furnizor. 2 este divizarea achizițiilor. 3 aplicarea nejustificată a achizițiilor dintr-o singură sursă și așa mai departe. Spuneți-ne, vă rog, aceste scheme până la urmă se dovedesc a fi utilizate și în capitală? Sunt în mai multe decât capitalei? Sunt mai multe decât le-ați evidențiat dumneavoastră. Una din cele mai des întâlnite este și refuzul de livrare sau prestare a serviciilor de către agentul economic care a oferit cel mai mic preț și ulterior predarea. Iată, ați anticipat o întrebare. Da, chiar vă rog să rămânem la această albie. Da, și respectiv predarea contractului de achiziții la următorul agent economic care a prezentat preț mai mic decât restul concurenților. Deci este o practică foarte des utilizată. Agenții economici uneori se asigură și dublează prezentarea ofertelor prin creare de concurență, aș spune eu, falsă. Da. Și utilizând acest mecanism drept atragerea surselor adiționale la, dacă raportăm la ceea ce de fapt ar trebui să coste obiectul achiziției sau produsul sau lucrarea. Deci schemele sunt foarte diferite și din păcate există și o împărțire a pieței până la urmă? Nu pot să dau, nu pot să fac unele concretizări sau trimiteri ferme, dar după tot ceea ce se întâmplă, cred că da. Mai ales în
construcții capitale. Deci acolo schemele foarte bine lucrează și vreau să vă zic că, din păcate, legea în 2015 a fost, legea cu privire la achiziții publice a fost deci emisă cu abrogarea celei vechi, dar toate vidurile în care permit, da, existența și aplicarea acestor scheme, practic, au rămas în proporție de 80%. Deci, aceste modificări esențiale care să stopeze schemele dubioase, totuși, nu au fost deci reflectate în legea cu privire la achiziții publice, deși, iată, este destul de voluminoasă și destul de complexă ca act normativ, extinsă pe 50 de pagini. Și totuși ea nu asigură, deci, acea corectitudine în utilizarea banului public. Doamna Ambros, unul dintre telespectatori ne sugerează, poate este cazul a institui o pedeapsă mai dură și atunci lucrurile ar ajunge într-o albie firească. Părerea dumneavoastră? Părerea mea avem este, condamnări pentru cei care au încălcat legea? Părerea mea este că, deci, prea puțin se iau în considerație constatările Curții de Conturi la inițierea unor dosare penale sau contravenționale în acest sens, inclusiv și pentru achizițiile publice. Rapoartele Curții de Conturi deseori sunt lăsate, pot să zic așa, la nivel de informare, pur informare pentru societate și nu reprezintă documente de aplicabilitate pentru instituțiile de drept ca să revadă. Pentru că se consideră că, deci, constatările Curții de Conturi, când este vorba de abateri, sunt cu titlu consultativ. Dar nu ar trebui să fie chiar așa. Dacă sunt constatate careva abateri sau identificate, deci, încălcări de lege, ele trebuie să fie luate în calcul, transmise instituțiilor de drept, ca acestea să întreprindă măsuri și să asigure continuitatea cercetărilor acestor încălcări până la identificarea vinovatului. Deci, faptul că cineva își va da demisia, deci nu ceea ce s-a întâmplat iată la Direcția Generală Educație, nu a creat doar perturbații în organizarea însuși a sistemului de învățământ, pentru că cei care au venit, deci, în urma plecării doamnei Nagni Beda sau a șefilor din teritoriu, deci, nu asigură o organizare mult mai bună. Vinoveții de iure și de facto ei trebuie identificați prin acțiuni concrete ale organelor de drept. Asta este părerea mea. Și, deci, constatările Curții de Conturi, constatările chiar și auditului intern nu trebuie să poarte doar caracter consultativ. Deci, ele trebuie să servească drept temei de a iniția un dosar penal și de contravenție și de a cerceta până la capăt cine s-a folosit de lege și a manifestat conflict de interese sau interese dubioase în favoarea proprie. Domnul Ambros, când vorbim despre eficiența achizițiilor, ce măsuri ar trebui să întreprindem ca până la urmă să obținem și eficiența cheltuielilor banului public? Pentru că e banul fiecare dintre noi. În primul rând, deci, la nivel instituțional trebuie, deci, pus bine la punct mecanismul celor patru funcții de bază. Planificarea achizițiilor, pentru că la noi nu se fac achiziții potrivit unor programe, așa cum prevede principiile bugetării bazate pe performanțe. Eu, din păcate, am emis cifre destul și un subiect destul de important, iată, lipsa de transparență la identificarea obiectivelor finanțate din bugetul municipal.
În perioada 2010-2012, da, au fost alocate prin achiziții publice și valorificate, da, cheltuieli bugetare de 480 milioane de lei destinate construcțiilor din contul mijloacelor bugetare și exploatate de către sectorul privat. Deci obiecte pe care municipalitatea nici nu trebuia să le construiască. Deci un exemplu poate să servească rețelele de gaze. Deci s-a asigurat accesul la rețeaua de gaze pentru multe case multietajate. De fapt, achiziții pe care trebuia să-și o facă sau furnizorul în funcție de contractul de prestație, da, și de livrări cu gaze, sau beneficiarul. În acest proiect au fost investite 65 de milioane bani municipali și din păcate acești bani nu au fost cheltuiți transparent. Funcția de control. Da. Deci ar trebui să existe, repet, ar trebui să existe o comisie specială care să verifice și cu caracter specializat, da? Atragerea mai multor experți independenți și pentru achiziția alimentelor și pentru achiziția în construcții capitale și în infrastructura drumurilor și dar în alte servicii. Avem precedente când a fost desfăcut un contract pentru că nu s-a respectat prevederile? Din păcate nu cunosc această practică. Totul se merge, știți, din inerție, se cumpără din inerție și ne reamintim la acest capitol de aprobare intenționată a bugetului sau înaintarea spre examinare, da, întârziată a bugetului către CMC și aceste achiziții, ele undeva sunt efectuate în umbra Consiliului Municipal. Deci până la aprobarea bugetului municipal anual, aceste achiziții se fac din inerție, în baza unui buget provizoriu, în baza dispoziției primarului general, că el așa vrea să cheltuie. Deci cu toate că alocările sunt de sute de milioane și constituie o pondere semnificativă în total buget municipal. Ați vorbit despre experți, ați vorbit despre transparența joasă, iarăși specialiștii în domeniu atestă de fapt la etapa de executare a contractelor cele mai mari probleme. Există implicarea experților sau, mai bine zis, a specialiștilor independenți care ar putea să se pronunțe și dau o notă în ultimă instanță? Există foarte mulți experți. Da. Este un lucru foarte pozitiv că domeniile de achiziții publice sunt din ce în ce supuse mai mult cercetărilor, în special achizițiile mari. Da. Și acest lucru totuși scoate în evidență abaterile la care ne-am referit noi și abateri pe care încă noi nu le cunoaștem, dar ele undeva sunt identificate și stau, știți, să apară la lumina publicului. Spuneți-mi, vă rog, atunci când vorbim despre achizițiile publice în municipiul Chișinău, m-ar interesa, nu în zadar vă întrebam ceva mai devreme, dar dacă toți agenții economici sunt puși pe picior de egalitate, au acces și micii agenții economici sau doar, nu știu, rechinii? Metaforic vorbind, în da? Acest sens, acum se fac careva acțiuni, da, la nivel guvernamental. S-a inițiat platforma electronică de organizare a licitațiilor publice, chiar și a achizițiilor de mică valoare. Este un lucru benefic. Deja vreau să vă zic că primele subdiviziuni ale Consiliului Municipal active pe această platformă, ea funcționează de câteva luni, este chiar Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Despre am observat, examinat cum funcționează această platformă și vreau să vă zic că probabil platforma electronică o să dea posibilitate ca achizițiile publice să fie din ce în ce mai accesibile
pentru a-și spună pe picior de egalitate agenții economici și din ce în ce mai transparente. Și sperăm că deci, implementarea mecanismului de e-achiziție o să ne permită transparentizarea. Altceva că Consiliul Municipal, din păcate, acum nu este funcțional în urma arestărilor și nu putem veni cu deci un proiect de decizie sau cu o decizie deja în fața subdiviziunilor, să-i responsabilizăm, să le punem în obligație deci utilizarea acestui mecanism electronic de organizare a licitațiilor, care cu siguranță va asigura transparentizarea procesului și va intensifica accesul agenților economici la deci licitațiile și achizițiile publice. Domnul Ambros, pe această notă sunt obligat ca să pun punct acestei emisiuni. Vă mai aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, rămâneți alături de Accent TV. La orele 20 urmează știrile în limbă rusă, iar la orele 20:40 ediția specială a emisiunii Personalului Accent. Invitatul colegilor noștri este Igor Dodon, președintele Republicii Moldova. Rămâneți alături de noi!